Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip pe acest canal. Astăzi vreau să vă prezint o nouă narghilea de la Odoman, și anume narghileaua RSX Pack. Așadar, vă sugerez să rămâneți până la finalul acestui videoclip pentru a putea vedea exact ce componente are. Voi face un unboxing, o voi monta, vom vedea exact cum se fumează și, cel mai important, vom vedea un sistem de aerisire foarte unic, pot spune, am mai văzut, cred că, doar la o singură narghilea acest tip de aerisire. Așadar, haideți să trecem la unboxing. Înainte să dăm drumul la unboxing, vreau să vă spun că Odoman este un brand din Turcia, destul de cunoscut în domeniul de narghilea. Aceștia până acum au scos narghilele de dimensiune mică, de voiaj, însă de scurt timp s-au adaptat pieței și au început să scoată narghilele de dimensiune medie sau mare, cu un design mai bun și materiale mai calitative. Așadar, haideți să vedem cum arată și această narghilea. Cutiile celor de la Oduma nu s-au schimbat, au rămas la fel. În această cutie avem vasul narghilelei. Este un vas simplu de sticlă, de dimensiune medie. Un furtun alb, este soft touch, iar de la prima atingere pot spune că este foarte calitativ. Iar în această cutie avem toată narghileaua. Haideți să vedem exact și cum arată. Muștiucul, un muștiuc simplu de inox, destul de greu, iar capeții văd că se pot desfileta, probabil pentru a-ți putea personaliza muștiucul. În pachet se mai regăsesc și câteva garnituri de schimb și bile pentru sistemul de aerisire, în caz că vă pierdeți să le puteți înlocui. Momentan le punem deoparte. Avem un arc metalic pentru furtun. La downstem, cei de la Odoman au venit cu o idee foarte bună, și anume i-au pus un difuzor reglabil cu capac. Pe acest capac putem găsi și un indicator pentru a ști exact până unde să punem apa în vas. Iar pur și simplu prin rotire putem selecta tipul de tragere dorit. Tava este o tavă metalică. Putem găsi 6 orificii prin care vor ieși niște mici țevi care vor face aerisirea narghilelei. Narghileaua vine semi-asamblată, așadar putem vedea că coloana este deja conectată la baza narghilelei. Atât coloana cât și baza sunt din inox. Pe bază se mai poate regăsi logo-ul celor de la Odoman, un orificiu pentru a conecta portul de furtun. Baza se conectează cu vasul prin această garnitură. Pe coloană se mai pot regăsi aceste 6 orificii în care se vor atașa niște mici țevi care vor fi pentru sistemul de aerisire, iar adaptorul de creuzet este deja conectat pe coloană. Primiți această garnitură pentru creuzet. Portul pentru furtun este pe bază de filet, așadar trebuie înșurubat în baza narghilelei. Iar acum avem aceste mici țevi despre care vă vorbeam, sunt 6 la număr, care toate trebuie înfiletate în baza narghilelei. Acum că am montat și aceste țevi, haideți să montăm și tava. După cum puteți vedea, trebuie să scoatem aceste mici țevi prin aceste orificii din tavă, după care luăm adaptorul de creuzet și înșurubăm pe coloană.
Cam așa trebuie să arate după ce este montată. Conectăm downstem-ul, care este pe bază de filet. Narghileaua se conectează foarte ușor prin această garnitură la vas. Haideți să-i punem și furtunul. Îi punem acest arc metalic. Conectăm la portul de furtun, după care tragem arcul cât mai aproape de bază. Punem și garnitura de creuzet peste și este gata, am montat și narghileaua. Cam așa arată. Acum urmează să prepare repede un creuzet și voi reveni pentru a porni o sesiune de foamat pe această narghilea. Am revenit și cu creuzetul. Creuzetul este de la Mono, un funnel. Ca și HMD am ales Nagrani, iar cărbunii sunt de 26 mm. Haideți să vedem dacă s-a încălzit destul de bine aroma. Pentru asta putem pur și simplu să suflăm în arghelea, iar dacă fumul va ieși din creuzet, înseamnă că aroma s-a încins destul de bine. Haideți să vedem și prima tragere. Da, într-adevăr, creuzetul s-a încins foarte bine. Această narghilea este full inox, are o înălțime aproximativ de 42 de centimetri, deci este o narghilea de dimensiuni medii. Ca și tragere, am ales o tragere lină, așadar pe diffuser am învârtit de căpăcel și am ales cele patru găuri pentru această tragere. Având în vedere că este o narghilea de dimensiuni medii, este una foarte masivă, îmi place foarte mult designul acesta narghilea. Haideți să vedem și sistemul de aerisire a acestei narghilele. Acesta este sistemul de aerisire, așadar din baza narghilelei, prin coloană, fumul se înalță, iar prin aceste 6 orificii, fumul este proiectat în sus, pe lângă creuzet, ceea ce o face să fie destul de unică, pot spune. Haideți să vă arăt o chestie interesantă la sistemul de aerisire. În momentul în care am suflat în ea, ați putut vedea că fumul cumva din aceste țevi se împrăștie, dar în momentul în care voi sufla mai ușor, cumva fumul din aceste țevi se va proiecta ca și un laser în sus. Haideți să vedem. În momentul în care doriți să spălați narghileaua sau pur și simplu doriți să o demontați, să vedeți fiecare componentă în parte, pur și simplu puteți să consultați broșura care se regăsește în acest pachet. Haideți să vedem exact și diferența dintre aerisirea mai în forță, în care fumul se împrăște cumva, și o suflare mai lină, în care fumul este proiectat ca și un laser. Diferența este cât se poate de vizibile. Acum, în funcție de preferințele fiecăruia, puteți alege cum să o aerisiți. Din punct de vedere vizual, pot spune că o suflare mai lină îi dă și un aspect foarte bun acestei aerisiri. Așadar, datorită materialelor folosite la această narghilea, designul
sistemul de aerisire, pot încadra această narghilea în categoria narghilelor premium. Cei de la Odoman încearcă cumva să-și relanseze brandul, să producă narghilele mai de înaltă calitate, iar asta poate fi un lucru destul de îmbucurător pentru iubitorii de narghilea. Acesta a fost unboxing-ul și review-ul la narghilea Odoman RS Sixpack. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, un share și un subscribe canalul de YouTube Narghilea Shop România, iar noi ne vedem data viitoare!